Astăzi s-au împlinit 71 de ani de la trecerea la Domnul a de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Nicodim Munteanu a păstorit biserica noastră timp de 9 ani, între 1939 și 1948. A prins remuri dificile pentru biserică, înțelepciunea și tactul său având un rol important în depășirea unor grele încercări. Patriarhul Nicodim Moldovean la Obăr și a fost toată viața apropiat de Mănăstirea Neamț, Mănăstirea sa de Metanie. De altfel, el este unul dintre stareții care s-au implicat în revigorarea acestui așezământ monahal. Patriarhul Nicodim este una din cele mai emblematice figuri ale vieții noastre monahale, fiindcă el s-a format aici, în această frumoasă mănăstire, și nu numai atât, ci s-a născut și în această zonă, în zona Pipirigului, în data de 6 decembrie 1864. Desigur, ca și copil, venea la mănăstire cu părinții lui, cu bunicii lui, aici la mănăstirea noastră și putem aminti și faptul că mergea și la Pocrov, fiindcă la Pocrov avea un unchi de-a lui care era egumenul schitului Pocrov, părintele Vasian, cel care îl mărturisise pe Mihai Eminescu când era aici la mănăstirea Neamț. Desigur, la vârsta de 20 de ani, tânărul Nicolae, primise în botez numele de Nicolae, a venit la Mănăstirea Neamț pentru a-și dedica viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A fost călugărit în anul 1894, apoi a fost hirotonit în diacon și preot și fiind ucenic apropiat a Sfântului Mitropolit Iosif Naneiescu, l-a trimis și la studii la Kiev, în Ucraina, unde a studiat acolo și apoi când a revenit. În anul 1902 a fost numit și director la seminarul de la Galați, apoi în anul 1909 a fost ales episcop vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei. Desigur, în anul 1912 este ales ca ierarh titular în episcopia Hușilor și a stat ca episcop la Huș până în anul 1923. În 1923 ca episcop a venit la mănăstirea Neam și putem spune că toată activitatea frumoasă pe care a avut-o Patriarhul Nicodim s-a legat de această frumoasă mănăstire care a iubit-o. La 23 ianuarie 1935, episcopul Nicodi Munteanu a fost ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind înscăunat în 4 februarie, iar peste 4 ani, la 30 iunie 1939, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta a fost înscăunat în 5 iulie, păstorind timp de 9 ani. Vremurile nu i-au fost prielnice, pentru că la scurtă vreme a început războiul al doilea mondial, pentru că în România s-a instaurat apoi primul regim democratic, apoi a venit comunismul, încă se cunoaște că vreme de doi ani de zile și-a înaintat demisia de trei ori. După cum se cunoaște că au pus o anumită rezistență, s-a făcut opoziție la relație pe care o avea atunci România, guvernul acesteia, cu Uniunea Sovietică. Se cunoaște faptul că foarte greu a acceptat să facă o vizită frățească, cum se numea, în Rusia în anul 1946. Înainte de aceasta s-a retras la actitoria lui de la Mănăstirea Neamț, Palatul Nicodiu, care îi poartă numele, pe motiv că este bolnav. Perioada lui de patriar n-a fost una liniștită, dar a continuat activitatea culturală și a dezvoltat o anumită lucrare, zic eu, importantă din punct de vedere cultural și caritabil. Când am spus cultural, mă gândesc că a pus bazele unei comisii, de fapt, și a unei lucrări în biserică privitoare la pictura, la arta bisericească, care era încă deficitară. Iar când am afirmat că a avut o anumită lucrare social-filantropică, m-am gândit la faptul că era pus bazele unui ajutor financiar, care a purtat numele Patriarhul Nicodim, din care a ajutat preoții, în special preoții văduve, și în mod special copiii, pentru că a creat două așezăminte, unul de fete la mănăstirea Țigănești și altul de băieți la mănăstirea Cernica, fiecare având câte 100 de copii de băieți și de fete care erau ajutați de către patriar din acest fond. După cum se cunoaște faptul că a avut o contribuție foarte importantă la apariția mai multor ediții ale Sfintei Scripturi, rămâne ca un bun călugăr, ca un slujitor care s-a îngrijit de predică, de cântare, de veșminte liturgice, de modul de slujire în general, ca un om care a fost preocupat de viața socială, avea întâlniri foarte frecvente cu poporul, și cu clerul. A fost foarte preocupat, cred că și este o notă, mi se pare mie, dominantă sau specifică a lucrării sale de traducător, de scritor, într-un pentru că are și opere proprii, mai mult a tradus, de transmiterea dreptei credințe a rândul oamenilor simpli. Rămâne ca un mare patriar pentru că a și sesizat în același timp că regimul care se îndrepta spre România nu era unul favorabil nu doar bisericii, ci și neamului. Patriarhul Nicodim Munteanu a trecut la Domnul în data de 27 februarie 1948, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din Capitală.